Adela Popescu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o familie mare și frumoasă și o carieră de succes. Este foarte mândră de copiii ei și de fiecare realizare pe care cei mici o fac zi de zi, oricât de mic ar fi. Recent, unul dintre fiii ei, Alexandru, i-a făcut prezentatoarei TV o poză. Chiar dacă nu este cea mai reușită, Adela Popescu a decis să o posteze pe rețelele de socializare, uimindu-și fanii. Adela Popescu are o mulțime de fani în mediul online. Este apreciată pentru autenticitatea și carisma de care dă dovadă cu fiecare apariție sa pe micile ecrane. Actrița a devenit mămică pentru a treia oară în urmă cu doar câteva luni și, în ciuda faptului că timpul ei este destul de limitat, reușește cu succes de fiecare dată să ducă la bun sfârșit tot ceea ce are de făcut legat de casă, dar și de planul profesional. Este mămică full-time, dar și femeie de carieră, însă Adela Popescu a învățat de-a lungul timpului cum să gestioneze timpul astfel încât să fie eficientă. Cea mai nouă imagine pe care Adela Popescu a postat-o în mediul online nu este deloc cea mai reușită fotografie, dar este specială pentru că este făcută de fiul ei, Alexandru. Fără să mai stea pe gânduri, prezentatoarea TV a postat imaginea pe Instagram, stârnind amuzamentul admiratorilor și vedetelor în același timp. Andreea Esca, Analesco, Corina Caragea, Pavel Bartoș sunt câteva dintre vedetele care s-au amuzat teribil pe seama fotografiei postate de Adela Popescu. Mi-a făcut Alexandru o poză. Ce frumoasă sunt prin ochii lui! Virgulă a scris Adela Popescu în dreptul fotografiei. Fanii prezentatoarei TV au apreciat și de această dată spontaneitatea și naturalețea Adelei Popescu, apreciând că astfel de momente amuzante și inocente pot aduce zâmbetul pe buze oricui. De aici și plânsul celor mici în primele luni. Că ne văd așa aproape, virgulă, superbă. Depus un ramă, virgulă, am râs cu lacrimi. Aștept cu nerăbdare continuarea ședinței foto, virgulă, știi ce-mi place la tine? Că nu ești zdravănă la cap, virgulă, sunt doar o parte dintre comentariile fanilor.